Bună ziua, domnul Daniel Tudorache, primarul sectorului 1, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că sunteți astăzi alături de noi. Încă puțin și intrăm oficial în campania prezidențială. Cum se pregătește Partidul Social Democrat? Am trecut de perioada de semnături. Câte semnături ați reușit să strângeți în sectorul 1? Sectorul 1, undeva la puțin peste 20.000 de semnături. Cam atât a fost targetul nostru, ni l-am atins și colegii mei deja se apucă de campanie. Pe ce teme veți merge în această campanie? S-a discutat la nivelul partidului o direcție pentru... Deci, noi prezentăm tot ceea ce a făcut guvernul, toate măsurile. Sunt anumite pliante și colegii mei merg... Deci veți merge cu realizările, să înțeleg. Cu realizările guvernului. Nu cu realizările primarului sau ce am făcut noi, cu realizările guvernului. Ce relație aveți cu doamna Gabriela Firea, primarul capitalei? Ce relație bună, vă dați seama că trebuie să am o relație bună cu primarul general, pentru că noi tot ceea ce facem, mă refer la primarii de sectoare, trebuie să facem împreună cu primarul general. Vă dau un simplu exemplu. Eu, de exemplu, vreau să cumpăr locuințe sociale, dau un exemplu, pentru locuitorii sectorului. Eu, ca să cumpăr, trebuie să cer acordul primăriei capitalei. Dacă mi-l dă, pot cumpăra. Dacă nu mi-l dă, nu cumpăr. Și orice. Deci am zis una dintre... Deci dacă doamna Firea zice nu... Da, dacă primarul general... Acum este bine că e primar general de la același partid. Da, n-am avut nicio problemă să spună nu. Dar mă gândesc că dacă ar fi fost de la alt partid, cu siguranță puteau să mă blocheze și să am o idee bună. Mă refer ca primar de sector, nu primarul sectorului 1. Să ai o idee bună și primarul general sau, de fapt, Consiliul General să nu-ți aprobe și automat respectivul proiect să nu streacă și să nu poți implementa. Dar aveți întâlniri des la nivel de primării, da, în București? Da, ne întâlnim des cu primarul general. Ce înseamnă des? Adică... Eu zic cam o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, deci sau de câte ori este nevoie. Nu are legătură cu campania. Sunt întâlnirile noastre... Pe chestiuni pur administrative. Exact. Pur administrative. Toți cei șase primari, chiar dacă Robert Negoiță în momentul este de față... Este suspendat. Da, este suspendat. El vine la întâlniri pentru că nu contează ce părere ai vis-a-vis de partid sau nu. El este administratorul sectorului 3 și... Clar, trebuie să facem echipă cu toți șase primarii și primarul general. Dar dumneavoastră ce relație aveți cu Robert Negoiță? Mi-e prieten. Dar nu are legătură prietenia cu părerile politice, sunt unele și prietenia e alta. Deci, și am prieten și la alte partide. Și atunci când eram deputat, eram prieten cu colegi care și în momentul de față sunt deputați la alte partide, dar ei sunt la partidul lor, eu sunt la partidul meu, da. Revenind la, campanie pentru prezidențiale, vă veți implica în un anume fel în această campanie? Da, deci implicarea noastră e să prezentăm realizările guvernului. Asta este implicarea, pentru că trebuie să faci cunoscut. Vă dați seama că bucureștenii, în general, cam știu, sunt persoane foarte bine informate, dar rolul nostru este să informăm ceea ce a făcut guvernul în cei 3 ani de zile, 2 ani și ceva. Și ați făcut o listă? Că sunt multe realizări. Da, sunt. Avem tot felul de broșuri, pliante, care le primim de la centru și noi le distribuim. Și colegii mei merg în teritoriu, în sector și discută cu oamenii de la om la om, le explică, unii oameni știu aceste realizări, unii nu vor să stea de vorbă, adică sunt oameni și oameni, e normal să fie așa. Dumneavoastră aveți întâlniri cu cetățenii sectorului 1? Da, de-a probleme de administrație. Deci eu mă întâlnesc aproape zilnic cu locuitorii sectorului 1 pe diverse teme. De exemplu, duminică am mers la blocurile din aviație, pentru că noi avem un proiect amplu de reabilitarea termică a blocurilor și duminică, când era o zi liberă, nu erau oamenii pe șantier, eu m-am dus să văd ce au făcut. Și formă automat, eu îi întreb în cursă pe mine, cum stați acolo, cum stați cu blocul ăla, că avem... Adică mergeți momentul... pe teren. Da, merg pe teren. Deci în momentul de față am 60 de șantiere deschise, 60 de blocuri
care se reabilitează termic în momentul ăsta și urmează undeva 10-15 octombrie să mai intru cu încă 60. Bine, primele 60 încep să termin din ele, unele sunt aproape terminate și închid șantierele, da. Deci sunt multe șantiere deschise și oamenii trebuie să verificați, nu merge pe încredere. Trebuie să te duci, să vezi, să stai de vorbă cu locuitorii, să vezi ce nemulțumire au, să... Da, că se plâng, unii se mai plâng, unii sunt mulțumiți, trebuie să rezolvăm toate problemele. Dar câte blocuri mai sunt de reabilitat în sectorul? Deci un pachet ăsta... 60 ați terminat, da, acum, deci urmează un pachet 60 ăsta unde am aprobări pentru ele, am 180 de blocuri. Până când? 180 de blocuri, trebuie să le termin până la sfârșitul mandatului. Eu zic că până la sfârșitul anului, așa, în mare parte, o să termin cam 120. Depinde și cum îmi permite vremea. Deci am banii alocați, am proiectele pentru toate 180. Dar din astea 180 până în prezent, câte ați reușit? Eu zic undeva la 60. La 60. La 60. Și până la sfârșitul anului 120. Deci să... Poftim? E un număr surprinzător. Adică dacă ați reușit până acum 60, cum... Atât mi-am propus. Deci în mandatul ăsta mi-am propus că noi în sectorul 1 cam atât mai aveam. Undeva la 180-200 de blocuri de reabilitat termic. Pentru că au fost reabilitate până în prezent un număr de blocuri. E adevărat. Au fost și multe deficiențe. Deci noi în primii 2 ani... perioada cât a durat licitația la cele 180 de blocuri, ne-am ocupat de problemele care au apărut după reabilitare. Că a mai căzut termopanul nu știu unde, că s-a împușcat acoperișul în anumit loc. Deci au mai trebuit normal, să fie făcute retușuri. Respectivele firme au o garanție care este oprită de către primărie și în baza acelei garanții, dacă... Eu știu, intervin anumite defecțiuni sau reparații care trebuie făcute, noi... îi obligăm și prin prisma acelei garanții ei trebuie să refacă în termen de 3 ani. Deci, în 3 ani după terminarea lucrării, blocul se află în garanție. Și dacă e o defecțiune în așa 3 ani, firma respectivă intervine. Cum stați cu bugetul la sectorul 1? Am văzut că ieri în ședința de Consiliu Local... majoritatea PNL-USR, după cum spunea și dumneavoastră într-un comunicat de presă, a respins fără nicio justificare proiectul de rectificare a bugetului sectorului. Bine, au avut o explicație, dar o explicație puerilă, fără sens. Ce explicație au avut? Că nu erau de acord cu direcția, am înființat o direcție de utilități publice, o direcție care se va ocupa și... cu gunoiul menajer în sector, pentru că știți foarte bine, de la 1 ianuarie România intră în infringement și plățile care vor fi suportate sau ar trebui să fie suportate de primării ar trebui să fie cât mai mici sau deloc. Eu în momentul de față, pentru că așa a fost organigrama, am avut 3 persoane care se ocupau cu această problemă, cu mediul sau cu colectarea deșeurilor selectiv. Vă dați seama că nu mai poți cu 3 oameni să acoperi tot sectorul. Și am înființat această direcție. Ei s-au opus, dar lăsând asta, că e o chestie benefică oricum pentru România, pentru primărie, pentru tot, dar nu ne-au votat bugetele, eu știu, la 4 grădinițe unde aveam nevoie să schimbăm centrala termică. Lăsăm copiii în frig. Vă dați seama, să lași copiii mici doar pentru un moft politic? Sau, de exemplu, ne-au solicitat copiii de la Jean Monnet o anumită sumă de bani pentru masă caldă și în after school. Iar la fel, n-am putut să trecem acel buget pentru că ei au avut un moft politic. Băieții de la PNL, băieți. Consilierii de la PNL și de la USR. Păi și ce aveți de gând să faceți după? Am spus ce se poate face? Ce pot să fac decât să, din 7 în 7 zile, să-i chem la ședința de Consiliu și să... Să reluați și să reiau. Altfel n-am cum. Deci legea nu-mi permite să fac altceva. Deci să reiau aceleași proiecte care n-au trecut și să chem, de exemplu, acum n-am făcut, să chem, de exemplu, directorii sau părinții de la cele 4 grădinițe unde trebuie să bag centralele termice să fie în sală, să vadă cum își bat joc consilierii PNL și USR de copiii lor, copiii noștri, că de fapt asta este. Deci... Pentru... Ați mai avut probleme de genul acesta, da, sporadic, în Consiliul Local? Au mai fost astfel de probleme. PSD-ul nu are majoritate, nu? Nu avem majoritate. Nu avem majoritate în Consiliu, mai ne trebuie un singur vot
dar am tras pentru votul ăsta de 3 ani de zile, ne chinuim, dar asta este, ne chinuim. Dar parcă acum, parcă a început campania electorală pentru locale, că de fapt ei nu vor. De exemplu, chiar spunea unii dintre ei despre acea direcție de utilități publice, direcție de mediu. Zic, da, e o chestie foarte bună, dar vrem să o facem noi, când ajungem noi la putere. Stai, mă, faceți-o acum și dacă voi o să ajunge sau nu o să ajunge, să o facem, că primăriei trebuie și acum. Nu, nu, las că o facem noi când venim. Deci ei blochează doar pentru simplu motiv că nu trebuie să o fac eu și să aibă motiv să spună n-a făcut Tudorache. Deci îi bănuiți de rea credință. E rea credință aici. Deja e rea credință și bătaie de joc. Dar am și spus. O să aduc că nu pot să spun acum, sau cel puțin am zis la un moment dat, domnule, dacă primăria este obligată să plătească acel infringement pe gunoi, o să-l imput consilierilor care s-au opus acestor hotărâri. Nu mai știu cum să-i conștientizez că ei își bat joc de banul nostru, de banul public. Da, și-au bătut tot timpul. Și acum, n-am vrut să o spun, dar o spun acum. M-au deranjat foarte tare. Deci, în 2016, după ce am ajuns la primărie, undeva în luna septembrie, octombrie, a venit Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a venit, a făcut un control de fond, știți cum fac ei, și a făcut un control pe ultimii 4 ani, chiar pe tema gunoiului din sectorul Romprețului, și a zis, aveți de recuperat 124 de milioane de ron, deci Curtea de Conturi, aveți de recuperat 124 de milioane de ron de la Rompres sau de la cei care au condus primăria la momentul respectiv. În așa 3 ani, noi ne-am îndreptat împotriva Romprestului să recuperăm acei bani. Bine, era vorba de hotărâre de Consiliu din anul 2012. Ne-am îndreptat împotriva Romprestului. Instanța ne-a spus, n-aveți de ce să vă îndreptați, nu ei sunt de vină. Și atunci ne-am îndreptat împotriva angajaților primăriei. Și deja, în momentul de față, facem demersuri ca acea sumă de 124 de milioane de ron să ne îndreptăm și să o recuperăm de la primarul Chiliman și de la administrația liberală. Și chiar le-am și spus ieri în ședință. O să vă trimit factura la Modrogan, cei 124 de milioane de ron pe care trebuie să-i înapoiați primăriei sectorul unic, că voi v-ați bătut joc de banul public. Dar nu înțeleg. Ei tot o văd ca pe politică. Un joc politic. Referitor la acea direcție de mediu, da, pe care spuneți că ați înființat-o și care pare a fi mărul discordiei, să spun, da, așa. Da, mărul discordiei, pentru că ei vor să o înființeze ei anul viitor. Și gândiți-vă că eu am adus la acea direcție oameni din primărie. Deci câți angajați sunt în acea direcție? Deci nu are mai mult de 50 de angajați, nu are cum să fie, deci... Dar, 50 de angajați, exact. Care se ocupă cu ce anume? Strict cu. Deci noi ce trebuie să implementăm? Cum ne obligă Uniunea Europeană? Deci noi nu trebuie, de exemplu, la un bloc, nu mai trebuie să avem acele ghiene de gunoi. Noi trebuie să avem niște tomberoane, să le zic așa, îngropate. Când va veni Rompresul sau cine va câștiga licitația, să vină efectiv și să ia acel gunoi care va fi gunoi uscat, gunoi umed, pe 4 fracții. Deci, peste tot trebuie făcut într-o perioadă scurtă de timp. Deci, la fiecare bloc trebuie fiecare să aibă ghiena. Deci, asta până la 1 ianuarie? Sau când? Da, ar fi trebuit ideal să întâmple până la 1 ianuarie. Deci, oricum, noi trebuie să o facem. Dar cu cât întârziem, cu atât trebuie să plătim infringementul la Uniunea Europeană. Și 50 de angajați nu e prea mult pentru... Păi, trebuie să facă cineva. Cu 3 nu poți să faci. Eu am zis 50 este maximul. Dar în momentul de față, eu mi-am făcut un calcul să am 10 inși care să dau drumul la licitații. Vă dați seama că trebuie licitații pentru acele tomberoane care vor fi îngropate sau firmele care vor câștiga licitația. Deci trebuie să facă cineva. Dacă noi stăm cu cei 3 oameni, cu siguranță putem. E foarte simplu să stai, să nu faci nimic, dar statul va plăti. Adică statul, până la urmă, tot cetățenii va plăti această taxă sau taxă, infringementul care... mi se va impune de Uniunea Europeană. Cum stați cu bugetul la sectorul 1? Știm că e un sector cu mulți bani. Da, deci avem bani, putem să facem, dar... Sunteți blocați. Da, în... de exemplu, ce spunea la un moment dat un coleg de consiliu, acum numai consilier, doamna Clotil, spunea, cred că cu banii pe care avem, și avem bani, să plătim creditele
dinainte de a ajunge primar. Păi dacă noi plătim toate creditele, păi atunci nu mai investim. De fapt asta vor. Ca în mandatul ăsta să nu investesc nimic, să plătesc creditele vechi, exact cum a gândit Ceaușescu, plătești toate creditele și când ajungi în 1990 să mori. Să zic, păi n-ai făcut nimic. Păi, să arate cu degetul. Da, ei asta vor. Deci USR-ul a zis, domne, toți banii trebuie să plătim creditele lui Chiliman și a celor dinainte. Păi da, da, nu poți să ajungi pe zero. Să... Adică eu ce fac? Am ajuns primar ca să plătesc creditele celor care au fost înaintea mea și după aceea mă întreabă cineva, ai făcut ceva? Păi n-am făcut, că am plătit creditele. Păi asta vor ei, să nu fac nimic, să plătesc creditele. Că ce au zis, domne, noi când venim trebuie să nu mai avem credite, trebuie să folosim toți banii, să-i folosim noi. Și apropo de investiții, cel mai performant mamograf din țară, dacă nu greșesc, a fost inaugurat astăzi, da, inaugurat, la complexul multifuncțional Caraiman. Da. Am înțeles că femeile pot... Femeile din sectorul 1. Din sectorul 1, da. Femeile din sectorul 1 pot beneficia de acest mamograf începând de astăzi. Deci prima mamografie astăzi s-a realizat, am obținut toate aprobările, tot. Este un mamograf de ultimă generație. Dar eu pot să spun că centrul Caraiman este un centru de excelență, un centru de bune practici pentru celelalte primării, pentru că pe mine mă interesează foarte mult să investesc în sănătate, pentru că dacă ai un locuitor, un cetățean care este sănătos, este și bun de muncă. Dacă este bolnav... Cât de mult ați investit în acest complex? Nu, eu vreau să vă spun cât vreau să investesc în sănătate, că de fapt acest complex este... un ansamblu din ceea ce vreau eu să fac. E vorba de câteva zeci de milioane de euro am investit. De la începutul mandatului. De la începutul mandatului, în cei 3 ani de zile. Pot să vă spun că fiecare primar are o linie. Ce vrea el? Cea mai importantă linie pentru mine este sănătatea. Și am zis, domnule, în România nu s-a făcut niciun spital după 90. Și eu vreau să fac cel mai mare spital după 90 și să-l încep. Și am posibilitatea să-l încep până la sfârșitul mandatului, să încep primele săpături, vă dați seama, a trebuit să iau de la zero, să iau aprobări, să fac puzul în zonă, să... Nu cunoaștem demersurile... Guvernul nu e în stare, orice guvern, că toți înjură guvernul PSD că n-a reușit să facă cele, nu știu câte, spitale regionale. Eu să încep să-l fac... Acest spital va fi un spital mai mare decât un spital regional. Și va fi un spital care va strânge, sau pot spune așa, va reloca 3 spitale. Deci, atunci când deschid acest spital, va avea 1115 paturi. Deja e aprobat numărul de paturi cu Ministerul Sănătății, deci am făcut toate demersurile. Și va fi prin relocarea celor 3 spitale. Spitalul Floreasca, care este în administrarea sectorului 1, Spitalul de Arș, noi am investit în Spitalul de Arș, nu dacă știți, în anul 2016, în final, a fost un mare scandal cu închiderea unei secții, secția de Mare Arș. Noi am investit, secția aici se deschisă. E adevărat, este un spital bun. Avem și medici? Avem și medici, pe asta vă spun. Deci, acest spital, Spitalul de Arș, ca să... Noi am făcut reparațiile, deci avem o sală de Mare Arș, care este făcută în totalitate. Chiar dacă a fost scandaluri acolo între medici, că erau nu știu ce microbi sau... În fine, noi am făcut exact ce ni s-a cerut. Adică noi am investit. Acest spital pe care noi începem să-l facem, eu zic că prima săpătură să fie undeva până la sfârșitul acestui an, să încep efectiv construirea acestui spital. Deci, cum v-am și spus, 1115 paturi, vor fi relocate cele 3 spitale, Spitalul Floreasca, Spitalul de Arș, de pe Grivița și Institutul Mama și Copilul, și medicii vor veni la acest spital. Toată aparatura va fi nou-nouță. Deci cele 3 spitale vor rămâne la dispoziția, am înțeles că cele 3 spitale sau clădirile respective sunt proprietatea celor 3 spitale ca și clădire, sunt ale primăriei capitale și primăria le va folosi pentru altceva. Sau pentru, eu știu, pentru ambulatoriu sau, nu știu, nu este treaba mea. Deci nu, că la un moment dat când eu am zis că vreau să reloc cele 3 spitale, Floreasca, vă dați seama, Floreasca era în buricul târgului.
chiar acolo, la Perra, ce ziceau? A, Tudorache vrea să-mi facă spitalul acolo ca să facă nu știu ce, să dărâme spitalul Floreasca. Nu vreau, nu e al meu, nu mă interesează. Deci administrația primăriei capitale. Exact, primăria capitale face ce vrea. Ce dorește doamna Firea, aia se face. Da, adică da, oamenii sunt rău intenționați, dar în fine, eu îmi văd de treabă, vreau să investesc în sănătate, am demonstrat cu centrul Caraiman și cu siguranță, cum să zic eu, cireașa de pe tort va fi acest spital, spital de 1115 paturi. La complexul Caraiman, da, spuneam că a fost cel mai performant mamograf din țară adus. Da, și deja că am dat drumul la licitații pentru încă două aparate, pentru că noi am dat drumul acum 3 ani la acest centru Caraiman și de fiecare dată, eu știu, la un anumit interval de timp, mai adăugam un serviciu gratuit pentru populație. Și acum am ajuns undeva la 17 sau 18 domenii de activitate gratuite pe care le punem la dispoziția locuitorilor. Și cu ce noutăți? Că spuneați acum că da, vă intenționați să mai... Da, acum am dat drumul la licitație pentru două aparate, pentru un CT tomograf și tot așa un aparat... am un lapsus acum, dar deci două tot, aparate... Tot gratuit toate, va fi, toate, sunt toate gratuite, vor fi da, gratuite, da, deci pentru locuitorii exact. Din sectorul 1. Da, numai pentru locuitorii sectorului 1. Pe final vreau să vă spun că un cititor pe PS News ne-a scris despre trecerile la nivel cu calea ferată din zona triajului și a Haltei Carpați. Am înțeles că acolo este o problemă. Cunoașteți situația din acea zonă? Da, este o soluție pe care, sau nu, o discuție pe care am avut-o cu CFR-ul, pentru că acea zonă este a CFR-ului. Bine noi, de menționat. Da, deci nu este a noastră, dar noi ca să putem realiza o trecere în acea zonă, eu pot face, dar pot face de la linii în dreapta și în stânga. Toată bucata liniilor e treaba CFR-ului, deci trebuie să vină cu investiții. Ei tot timpul spun că n-au bani. Nici nu poate să ți-o dea ție în administrare, că e calea lor, este calea lor de acces, e calea lor ferată. Da, ați mai încercat? Adică da, când a fost ultima oară când ați încercat să... Da, cred că acum 3 luni de zile tot am găsit o soluție, adică soluția de fapt care e? Să găsească o sumă de bani și ei să-și aloce exact pe bucata lor, pe unde au ei administrarea șinelor și restul ne ocupam noi, da? Și vedeți nu... că nu au. Nu au, că n-au, nu e, n-au un buget în momentul ăsta, poate la anul, așa zic tot timpul, poate la anul. Băi, deci, și ce răspuns deci tot... le dăm locuitorilor din acea zonă, care, uitați, ne întreabă ce facem cu trecerea la nivel de cale ferată? Să mai aștepte? Să... Da, sper să găsesc un ministru cu înțelegere și să poată investi pe bucățica aia, restul facem noi. În dreapta și în stânga. N-aș vrea să închei interviul de astăzi și fără o altă problemă, aș numi eu, acestei zone. Suntem în zona Biharia și traficul, vă pot spune că este infernal. Da, am văzut și eu când a venit. Este infernal, exact. Ce facem? Ce pot să vă spun? Deci chiar am vorbit cu primarul general, vă dați seama că Biharia este sau va fi accesul în cartierul Hericoandă. Nu știu dacă știți, dar în continuare, în spate... se duce sau ar trebui să se ducă în cartierul Hericoandă, va fi un cartier început, e în construcție. Început în 2003, stagnat mai mine de 10 ani, dar noi, Primăria Capitalei și Primăria de Sector, în momentul de față investește în acel cartier, face rețelele și sper ca până la sfârșitul mandatului acel cartier să fie bun de locuit, că neavând apă, deci de bea în momentul de față să trage apa și canalul în acest mandat. Dar va fi un cartier frumos, dar nu avem căi de acces. Una dintre căi de acces este aceasta pe strada Biharia, care va da în aerogării. Pot spune că am vorbit cu primarul general, accesul va avea două intrări. Acesta prin Biharia și cel de la pod de la Pipera, ăla e în sectorul 2. Dar eu mă ocup de cel din sectorul 1 și așa cum am spus în ședința de Consiliu General de peste o lună, din 24 octombrie, Primăria Capitalei va demara procedurile de expropriere. Deci, ca să expropriem o bucată de teren, ca să lărgim Biharia și
toată... A, deci luați în considerare să lărgiți strada. Da, lărgim și automat va trebui să lărgim pe o parte, deci exact unde sunteți dumneavoastră, exact, deci nu pe partea unde sunt locuințele, deci pe partea unde sunt cele trei întreprinderi. E Romaero, e aici unde stați dumneavoastră, Metav, da. Și mai sunt o societate. Și automat expropriem pe partea asta și lărgim, deci vor fi două benzi pe sens până la intrarea în cartierul Herigoane. Deci soluții sunt pentru decongestionarea traficului. Deci până la sfârșitul acestui an, noi vom face, deci în parteneriat între primăria de sector, de asta spun că sunt momente când primăriile trebuie să se întrepătrundă și noi având bani am spus că expropriile trebuie să fie făcute de primăria capitalei. I-a spus că n-au bani și atunci am venit noi sectorul și am zis venim noi, vă plătim, hotărâți voi cât sunt expropriile și noi venim și vă venim cu banii și expropriem ca să facem acest acces facil în acest cartier Herigoane și în această zonă, că zona este sub orice critică din punct de vedere al aglomerației. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și ca de fiecare dată vă mai așteptăm cu mare drag. Cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim.